Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii pensiilor adoptată de Parlament în urmă cu două săptămâni, anunță administrația prezidențială. Legea pensiilor reexaminată după ce a fost declarată parțial neconstituțională de către CCR a trecut de Camera Deputaților cu o largă majoritate. Opoziția acuză faptul că legea este făcută pentru a stoarce voturi de la pensionari înainte de alegerile din toamnă, deoarece punctul de pensie va crește de la 1 septembrie cu 40%. Opoziția mai mai spune că nu există bani pentru majorarea pensiilor, impactul asupra bugetului fiind de 25 de miliarde de lei, adică peste 5 miliarde de euro. Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând cu 1 septembrie 2019 și până la 1 septembrie 2021. Valorile punctului de pensie vor crește astfel. La 1 septembrie anul acesta, punctul de pensie va ajunge la 1.265 de lei, de la 1 septembrie 2020 la 1.775 de lei, iar de la 1 septembrie 2021 la 1.875 de lei. În acest moment, punctul de pensie are valoarea de 1.100 de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 70% a tuturor pensiilor până în 2021. După ce legea pensiilor a fost adoptată în Parlament, ministrul muncii Marius Buden, a declarat că dacă va fi din nou contestată la Curtea Constituțională, va propune ca parțial să fie adoptată prin ordonanță de urgență. Cum legea a fost promulgată, urmează ca Ministerul Muncii să achiziționeze infrastructura informatică pentru recalcularea tuturor pensiilor.